you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. Bună dimineața! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru Școala de Training. Astăzi o să fac un clip special din punctul meu de vedere, fiindcă astăzi vreau să împărtășesc și cu voi viziunea mea. Mai exact, de ce cred eu că oportunitatea pe care o trăim noi acum este și va fi cea mai mare ever. Da? De ce spun lucrul ăsta? Foarte mulți oameni nu înțeleg ce este în spatele beaconului. Foarte mulți oameni nu înțeleg, de fapt, ce înseamnă blockchain-ul. Foarte mulți oameni nu au încredere. Nu au încredere fiindcă foarte mulți ați pierdut și totodată pierdeți constant. De ce? Motivul pentru care foarte mulți oameni pierd este lăcomia, credeți-mă. Adică dacă ai avea un plan, ai fi educat, ai ști să respecti, adică ai avea posibilitatea să înveți încât să respecti, da, strategia și planul, credeți-mă că totul ar fi atât de simplu. Dar faptul că ne lăsăm pradă emoțiilor, da, gândiți-vă că este foarte greu și foarte mulți pierdem, da, din punctul ăsta de vedere. Și haideți să vă spun de ce este, cred eu că va fi, cea mai mare oportunitate. Bun, haideți să ne gândim logic, da, fiindcă toată lumea se focusează pe Bitcoin, doar pe un time frame mic, adică gen poate să ducă la 20.000, dar nimeni nu vede imaginea de ansamblu, da? Adică dacă noi am fi cumpărat la 30.000 și am fi vândut la 60.000, ne-am fi dublat portofoliul. Dacă la 60.000 am fi vândut și am fi cumpărat la 34.000 sau în jurul zonei de 30.000, iar ne-am fi dublat portofoliul. Dar foarte mulți oameni nu poate să conceapă lucrul ăsta și pierd în 90% din cazuri. Ăsta e și motivul pentru care eu spun că foarte mulți pierd, da? Fiindcă sunt lacomi. Gândiți-vă, lăcomia vă duce la pierzanie. Și de ce spun lucrul ăsta? Păi dacă tu ai vândut la 60.000 și ai posibilitate să reintri în joc la 34.000, aproape să-ți dublezi portofoliu, tu ești atât de lacom încât crezi că poți să le iei și mai jos. Și crezând că poți să le iei mai jos, pierzi o oportunitate și nu o să mai intri deloc în piață. Credeți-mă, vă spun din experiență, da? Este posibil în momentul de față să avem aici un bull trap, da? Adică să credeți că prețul se duce un pic mai jos, da? Și apoi să plece, da? Orice este posibil. Dar nu asta este ideea. Ideea este că, din punctul meu de vedere, Bitcoin-ul arată ceva de genul. A fost summitul din Miami Beach, da? Și povestea cineva în felul următor. Foarte tare, deci mi-a plăcut discursul maxim. De ce? Gândiți-vă că mingiuța albă este Bitcoin-ul. Mingiuța neagră, cercul negru, este Ethereum. Bitcoin-ul are un market cap de 831 de miliarde. Da? Ethereum-ul 386 de miliarde. Foarte tare până aici. Gândiți-vă cum ar fi dacă Bitcoin-ul ar lua locul aurului. Gândiți-vă cum ar fi dacă Ethereum-ul ar lua locul Visa. Puteți doar încerca să faceți o imagine, doar să vă închipuiți cum ar fi. Vă spun eu că o să fie posibil cât de curând, da? Fiindcă asta se vrea. Pur și simplu se vrea total altceva, da? E clar că asta se vrea, la orice nivel, fiindcă oamenii s-au săturat de dolari, s-au săturat de oricare altă monedă, s-au săturat de inflație, s-au săturat să piardă și s-au săturat să nu mai, pur și simplu, să nu se leagă cu nimic. Da? Ăsta este și motivul pentru care în 2008, da, a apărut Bitcoin-ul. Da? Gândiți-vă, exact după criză, 2009 mai exact, 2008-2009, exact după criză. Da? Bun, și acum haideți să vă arăt de fiecare dată într-un bear market și într-un bull market ce s-a întâmplat. Deci eu tot insist să vă spun că în momentul de față noi nu trăim altceva decât o consolidare, da, pentru următorul bull market. Ceea ce vedem noi aici, da, am avut așa, am avut un bull market, s-a stabilizat, corecție pentru următorul bull market, da, am avut bull market, corecție și acum să
s-a consolidat pentru următorul bull market, care, după cum vă spuneam, îl văd eu personal undeva la 10x exact de unde suntem acum. Foarte mulți oameni o să întrebe, păi dar cum? Adică de la 40.000, 10x, 400.000? Da, 400.000. Foarte real, credeți-mă că e foarte real. Este vorba doar de răbdare. Da? Și acum revenim, de ce spun asta? Păi haide să vedem. Spuneam că de fiecare dată când, uitați-vă pe acest grafic, da? Bitcoin Managed Transaction Fees, da? De fiecare dată când am avut un bull market, prețul per fiecare tranzacție a crescut maxim. Da? De fiecare dată când am avut un bear market, prețul a scăzut maxim. Uitați-vă unde este prețul per fi, pentru fiecare tranzacție. Minim. Da? Ceea ce așteptați-vă să urmeze un nou bull market. Da? Știu că pare ireal, dar asta e. Bun. Și acum vreau să mai arăt încă o chestie. Gândiți-vă că linia albastră, chart-ul acesta reprezintă oamenii care au Bitcoin, da? Câți dețin Bitcoin. De exemplu, bracii sau cei mici au între 1 și 10 Bitcoin și sunt 1,7 milioane de oameni, adică 9%. Undeva la 16%, 3,1 milioane, sunt cei care au între 10 și 100 de Bitcoin. Da? Iar balenele, da? Cei care au între 20%, mai exact între 2 secunde, între 100 și 1000 de Bitcoin, da? 3,8 miliarde, da? Sunt balenele. Acum haideți să ne gândim logic. Dacă 9% din populație, da? Sau din cei care au Bitcoin, au între 1 și 10 Bitcoin, între 40.000 și 400.000, gândiți-vă că ușor, ușor, dacă ne uităm foarte atenți, au început să crească acești oameni. De ce? Oamenii au început să prindă încredere. Oamenii au început să aibă curaj să investească și să cumpere. Da? Uitați-vă, cei care au între 100 și 1000, tot timpul au fost sus. Dar oamenii de rând au început să aibă și încredere. Oamenii de rând. Da? Între un Bitcoin și 10. Ba chiar și sub. Da? Sub nu sunt. Sub un Bitcoin. Au început la un Bitcoin. Aici avem între 10 și 100. Ceea ce ar trebui să ne dea de gândit. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă oamenii au început să acumuleze. Foarte mulți oameni au început să acumuleze. Ceea ce mi se pare foarte tare. Da? Gândiți-vă că, din punctul meu de vedere, este o oportunitate unică. Și ar trebui să țineți cont de chestia asta. Fiindcă o să ne vedem peste un an de zile și o să discutăm și o să spunem, păi, dar n-am știut sau n-am ținut cont sau nu credeam sau e imposibil. Știu că pare ciudat, adică vă spun că din 2017, de când am cumpărat primul Bitcoin, dacă îl țineam și acumulam în continuare, nu-ți mai trebuie nimic. Da? Credeți-mă, e cel mai important lucru, mai ales pentru cei care vor să economisească pentru bătrânețe sau pentru pensie sau pentru copii. Mi se pare cel mai tare lucru. Bitcoin și Ethereum. Da? Bine, sunt o grămadă de alte proiecte care au potențial foarte mare, da? Dar unul este Bitcoin și unul este Ethereum. Restul încearcă și ei acolo să își câștige pâinea. Da? Bun, acum haideți să ne uităm la Bitcoin. Deci, repet, eu îl văd exact de unde suntem acum, îl văd 10x. Este posibil, din punctul meu de vedere, până la sfârșitul anului ăsta. Din punctul meu de vedere, eu așa cred. Și o să vă fac mâine o analiză exact de ce cred că până la sfârșitul anului acesta. Păi, dacă ne uităm ultima dată când a plecat aici, până în top, am avut fix 346 de zile. Este posibil ca și acum, de când rupe, să zicem, cât înseamnă până aici, 2 secunde, așa, și cât ar însemna asta, să măsurăm,
240. Pe acolo, pe undeva. O să vedem exact data, dar eu cred că până la sfârșitul anului. Bun, acum haideți să mergem pe un time frame mai mic și să vedem ce credem noi că va face. Vedeți cum clar s-a menținut în acest triunghi, ba chiar în momentul de față se pare că a creat ceva mai interesant și ar părea cam un canal ascendent. Două secunde. Să luăm chiar un canal, că e mai clar. Secunde să-l trasăm un pic mai bine. Perfect. Da, și o să observăm așa. Fix așa. Bun. Haideți să... Am avut aici suport. A rupt suportul. S-a dus la următorul suport. Rezistență, 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 rezistență. Suport, suport, suport. Da? În momentul de față, aici e o zonă foarte puternică de suport. Da? Fiindcă a fost rezistență, rezistență. Suport, rezistență, 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 da? Și acolo a devenit suport. Dacă ține acest suport, da? Merge la următoarea rezistență și apoi merge ușor, ușor spre 51.000, următorul target. Da? Eu aici îl văd. Dar gândiți-vă că acest canal este un canal bearish. Ceea ce înseamnă că dacă nu rupe acest tipar, da? Haideți să eliberăm un pic. Deci dacă nu rupe acest tipar aici, gen, să le ia suport, mai devreme sau mai târziu o să rupă acest canal, da, în partea de jos. Ceea ce e posibil cât de curând să rupem această rezistență, adică 51.300, să luăm suport și să mergem mai departe, da? Bun, în principiu cam atât legat de Bitcoin. Haideți să mergem la următorul proiect. După cum vă spuneam, fiecare zi o să vorbesc despre o nouă monedă sau un nou proiect care are potențial. Astăzi luăm Voxel. Din punctul meu de vedere, Voxel este un super proiect, da, care are potențial. Încă o chestie, vreau să știți că toate proiectele pe care le pun top 100 sau încerc să pun aproape 100 de proiecte, eu nu investesc în ele. Da? Asta să nu înțelegeți că dacă îl pun înseamnă că eu cred eu că o să, nu știu, sau că investesc în el. Nu. O să spun în ce investesc, da? De exemplu, în Voxel am investit, da? Și cred că are potențial foarte mare. Bun, de când haideți să ne uităm cine e Voxel ăsta și ce se ocupă și ce face. Voxel se pare că este un joc, da? Care este foarte tare. Ăsta e și motivul pentru care eu am investit în el. De ce? Ca și joc, nu știu cât de tare, că eu nu mă pricep la jocuri, adică nu mă joc. Da? Dar cine e spatele lui, chestia asta m-a făcut să înțeleg că echipa este foarte tare. Da? Adică în spatele lui sunt oameni care au făcut așa. Far Craft, Mortal Kombat, Assassin's Creed, Valachia, The Division, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică toți oamenii ăștia, da? Echipă din spatele așa, are peste 15 ani de experiență în dezvoltarea de jocuri și am lucrat la studiouri și au lucrat la studiouri din întreaga lume precum EA Games, Warner Brothers Games, Ubisoft, ăsta e și la noi din câte știu, da? Assassin's Creed, Far Cry, Mortal Kombat 11, adică vreau să înțelegeți că echipa e foarte tare, ceea ce înseamnă că are potențial foarte mare din punctul meu de vedere. Bun, asta din punct de vedere al site-ului. Acum haideți să ne uităm prețul. Deci a plecat, s-a listat undeva prin 14-12, adică în 2021 prin decembrie, 14 decembrie, exact pe la 2,5 $, a avut un spike până la 4,4. Vreau să țineți cont
că această monedă n-a avut un bull market, ceea ce înseamnă că acum este o consolidare, se vede clar, și la un moment dat o să bubuie, da? Lucrul ăsta trebuie să-l ținem cont, da? Să ținem cont că e foarte important. Încă un lucru foarte important. Total supply 300 de milioane, maxim supply 300 de milioane, în circuit supply sunt decât 57 de milioane 449, 187 de monede 40, da? Ceea ce înseamnă că decât 19% sunt pe piață, adică sunt foarte puține, foarte puține. Cu un volum de 26 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore, market cap 81 de milioane de dolari, este pe un contract pe Polychain, da? Automatic. Și ce facem? Practic, NFT, Games, Binance, Launchpad, a fost direct lansat pe Binance, da? A plecat direct de pe Binance, ceea ce înseamnă că Binance-ul este undeva acolo în spate și are, o să aibă grijă să, fie, să ajungă unde trebuie. Da? Ăsta e și motivul pentru care eu cred că are potențial. Bun. Și acum haideți să vedem analiza. Da? Vă spuneam că am avut o spike până la 6 dolari și apoi a început consolidarea. Da? S-a stabilizat undeva la 1 dolar ca și suport. A avut un spike până la 0.618, acum o corecție și ușor, ușor o să meargă mai departe, spre noi maxime. Da? Așteptăm să vedem ce face și Bitcoin. Deci, din punctul meu de vedere, sunt investitor în acest proiect, adică am investit și am o părere foarte bună despre el, are un potențial foarte mare. Vi-l recomand și vouă, da? Dar vreau să înțelegeți încă un lucru. Am avut ieri o discuție cu un domn cât îi mergeam la sală și domnul era aproape hotărât, a ascultat în stânga și în dreapta să-și vândă, sau poate este în continuare hotărât, să-și vândă tot portofoliul și să intre mult mai jos. Da? Gen să aștepte să intre la 35.000, 30.000 sau 20.000. Din punctul meu de vedere vreau să înțelegeți că asta se cheamă lăcomie. I-am spus în față și spun la toți oamenii. Nu încercați să fiți lacomi, nu încercați să câștigați mai mult peste noapte. Încercați să câștigați doar din răbdare. Da? Adică dacă ai avut posibilitate să vinzi aici și ai posibilitate să intri aici cu gândul că o să duc înapoi aici și să-ți dublezi portofoliu, eu zic că mai mult atât, credeți-mă, chiar n-ai nevoie. Gândiți-vă că banca îți dă 2% într-un an și tu ai ocazie să-ți dublezi banii poate într-un an sau poate mai repede. Să înțelegeți că lucrurile astea trebuie să le înțelegeți clar. Nu trebuie să vină nimeni să vă spună, domne, dar am auzit la cineva că face nu știu ce, că nu credeți, nu mai credeți. Încercați să vedeți lucrurile clare. Încercați să vă detașați de toți oamenii care vă bruiază. Toți oamenii care vă spune vindeți. Da? Cu chestie, nu vinzi decât dacă ești în profit. Nu vinzi dacă ești în pierdere. Da, dacă ai fi luat la 10.000 și vindeai la 30.000, da. Dar ca să-l fi luat la 40.000 și să-l vinzi la 35.000, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Poți să te apuci de altceva. Deci, încercați să înțelegeți. Lucrurile trebuie să fie clare. Da? Respectați un plan, respectați o strategie. Da? Bun, în principiu cam atât. Mâine o să vă arăt ceva foarte special legat de Bitcoin. Nu uitați să vedeți clipul de mâine. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Încă o dată vă mulțumesc. Răbdare și Doamne ajută!